Dacă conduci mașina, un lucru cât se poate de normal este să treci peste cele care merg mai încet decât tine, evident, unde este permis. La un moment dat evaluezi viteza, evaluezi dacă ai spațiu necesar, evaluezi dacă vine cineva spre tine și, fără să te gândești prea mult, treci peste el. Dacă te duci din București până în Brașov, de exemplu, crede că faci manevra asta de câteva zeci de ore. Dar ce înseamnă exact fără să te gândești prea mult? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru performanță trebuie să stim, să evaluăm situațiile, de asta vorbim astăzi. Un lucru cum ar fi să trecem peste alte mașini și alte manevre, activități asemănătoare, ni se pare așa de banal și normal că nu prea ne gândim la implicațiile. Adică, pentru a face o simplă trecere de alta mașină, eu trebuie să evaluez viteza mașinii respective, să evaluez viteza mea în așa fel să fie mai mare decât cealaltă. Dacă, cum se întâmplă de obicei, sunt pe un drum în afară din oraș și vine cineva spre mine, trebuie să evaluez viteza de tirul care vine spre mine și să calculez dacă am spațiu necesar. Deci, în același timp, trebuie să evalueze să nu apară alte mașini, alte probleme care pot crea un accident. Toate calculele aceste, care sunt de o complexitate incredibilă, le fac într-o microsecundă. E, fără să mi gândesc prea mult, fac manevra. Dar dacă greșesc, pun în joc viața mea. Dacă fac o greșeală, o mică greșeală de evaluare în viteză, e și uneori se întâmplă, din păcate, adică fac un accident unde pot să pierd viața. Deci, atenție maximă, într-o microsecundă fac niște calcule fantastice, dacă le greșesc, știu că pun în joc viața mea și totuși le fac automatic, fără să mă gândesc prea mult. Am încredere în sistemul meu interior de a face calcule care, de fapt, dacă le-ar face cu un calculator, ar cere zeci de pagini de programare. Dacă aș vrea să fac aceste calculații pe hârtie, nu ar face cea mai mică mișcare, pentru că e o combinație de elemente incredibil de complexă. Și totuși, repet, creierul le face într-o clipă, fără să se gândească prea mult. Parte interesantă, dar nu-l putem vorbi astăzi, că aceste calcule le face și un cățel. Dacă eu arunc mingea unui cățel, el se sare și plac, o prinde imediat. Deci creierul unui cățel este în stare să facă calcule care ar cere ani de studiu pentru un inginer. Ar fi o interesantă discuție asta. Acum, ce vreau să spun cu asta? Noi de multe ori ne pierdem în lipsa de decizii pentru a lua niște decizii stupide, banale. Unii intră în panică dacă trebuie să aleagă culorul de la cravată dimineața. Ne încurcăm în decizii despre serviciu, în decizii despre business, în decizii de toate feluri. Și încercăm să ne focuzăm asupra elemente, facem pro și contra, încercăm să ne informăm, să mai știm, să mai vedem. Și totuși, de multe ori, riscăm să cădem în prada, cum se spune, paraliza de analiză, adică prea multă analiză. E, de multe ori, pentru niște decizii care, de fapt, ar avea un impact minor asupra viața noastră. Acum, eu mă gândeam foarte mult la diferența printre
o decizie, cum ar fi trecerea peste alta mașină, dar pur și simplu să mergem pe stradă, să traversăm stradă, să facem mii de alte acțiuni absolut normale, care totuși, dacă ar intra în joc o cea mai mică greșeală, ne-a pune în pericol viața și le facem fără să ne gândim. În timp ce alte decizii care de fapt ar avea un impact minor, ne cer atâta energia mentală. Deci, aici intra în joc o încredere superstițioasă, probabil capacitatea noastră de a controla lucruri. Adevărul este că, eu deja am vorbit în trecut de tema asta, creierul nostru are un sistem de control fantastic, are o capacitate de a face calcule matematice incredibil de complexe, la o viteză mai mare de orice calculator. Dacă este programat corect, are aceeași capacitate, și vom vorbi de chestia asta, de a lua decizii în legătură cu business, cu relații, cu viața personală, cu banii, dacă, repet, este programat corect. Deci, gândește-te un moment la această diferență printre deciziile care te-ar afecta viața, pe care le iei într-o microsecundă, și alte decizii banale care te mănâncă toată energia. O zi bună în continuare!